mesajele cu aia de stă pe canapea acolo, în fața mea, asta nu ți-am mai zis? Codruț face manevri cu Maria, Codruț este îndrăgostit în secret de Maria. Termină cu asta, nu mai avea 100 de fete. Ne-am îndrăgostit de ceea ce nu trebuie. Amândoi? Da. Cu mine nu merge prostia asta, mă! Băi, lăsați vrăjeala, bă! Băi, voi n-aveți suspans! Ia și vrăjeala ta, dă-i-o cui vrei tu, Mariane, că ia-ți-o căcălește non-stop! Maria, te rog frumos să taci din gură când de vorbesc ce? Cu Marinin. No. Nu mă interesează Puneți dacă vrea vorbesc. Care gâzie, da? De ce ai intervii tu, mă? M-am ofticat eu că n-am vorbit pentru că eu vorbeam cu el intervii? Mai devreme. Că vreau. Vorbeam cu Marinescu. Tu crezi că Alexandra merită mai mult cercul decât Maria? Oricine, oricine mai mult decât Maria. Foarte mult o să o coste ce face acum, dar... Adică, să mă coste pe mine. Succes în ceea ce faci. Face-l guli, mă. Stai aici! Bă! Are dreptate. Are dreptate aici. Cine? Ce? N-ai cum să faci așa ceva. Cine? Ce-a băgut? Păi dacă femeia a spus că ți-ai dat telefon. Și el n-a vrut și ștergea mesajele față cu el. Cum adică? Da, mesaje? Da. Ce mesaje? Pe cine? Maria. Alexandra i-a cerut să ia conversație cu Maria. Și în momentul ăla, Alexandra se uita în geam și se vedea. Te-ai gândit că poate femeia, el, a șters să nu se interpreteze altceva? Da, da, dacă n-avea nimic de ascuns, zice, ar fi trebuit să o șteargă. Dar n-are legătură. Nu trebuie să o iei așa. Trebuie să vorbești cu el. Bă, ce ai vorbit? Ce ai șters? Cu treaba lor ce-a făcut. Încât după aia și părtește. Da, de la chestia asta s-a ajuns să zici că nu-l cunosc pe Codruț, că a fost doar... Ei, ăsta e orgoliu. Și tu cu Fraieri, cu geamata, ce faci? Vorbește-mă frumos, mă. Ce ai? Ai văzut TikTok-urile? Care? Vrei să se mai uite lumea la emisiune? N-am văzut cum ne zici. Ce smiți să mușcă? Hai acolo. Nu mintem. De ce nu vrei să lași pe stampa chestii când vreți pe mine? Pentru că am o relație cu el. Băi, și Dani Mocanu, ce ai? Și poate să fie și Brad Pitt. Îți place, da? Cu colar așa? Da. Dar nu e cu colar. Nu? De dat la TikTok-urile lui? Ce? De dat la TikTok-urile lui? Dar nu mă interesează ce a făcut înainte să fie cu mine, nu? Și acum face. Și? Prea, mă. N-am un pic de Alexandra. Du-te după Alexandra și consolează. N-au ce e, gazica mea. Păi vorbește cu... Na. Hai, Radu, lasă-mă. Dar nu-ți fac nimic. Dar iar ai început. Nu, uite, aici vorbește. Da, Codruț. Lăteam aici cu nevastă mea. Bagă-te-mi așa. Iar face vrăjel când e la televizor. Nu! Atâta timp cât nu pui mâna pe mine, nu fac nimic. Bine, stai jos. Adriana, să sparge. Bă, s-a spart Adriana deja. Dar nu, a vorbit da. Alexandra. Adriana, să... Nu vreau, bă, fii atent. Vorbise Alexandra înainte. Să sparge Adriana. Da, și data trecută tot, da, Adriana s-a spart. Eu nici nu știam despre ce e vorba. Bă, tu ești sănătos la cap? Și la faza cu mesajele alea, tu te-ai spart. Tu ești sănătos la cap? Ți-am spus că Alexandra vorbise mai devreme de lucrurile astea. Da, mă, și taci. Da, mă, bine, mă, fiți voi acolo, aveți voi dreptate, eu sunt așa cum și povești fără rău. Mamă, m-ai terorizat, lasă-mă! Dar pleacă și tu de lângă el, terorizat de lângă el, stai. Nu mai sunt. Și tu ești ca un câine, dacă nu. Îți pun o lesă și te și dresezi. Maruse! Hai, mă! Hai, gata, Radu, lasă-mă! Vezi că Radu se ține non-stop după Adriana. Adriana se ține după mine, te pup. A atins-o pe acolo, prin spate. De ce nu vorbești? Ce? Că nu i-ai trimis, ai șters conversația care ai avut-o cu Mariana și nu i-ai trimis-o? Ei. Cu Mariana am vorbit după aia. Cu Mariana am vorbit cu după aia, eu ceru biletul, că gen n-au să ajungea. Păi cu cine ai vorbit atunci? Ce conversație nu i-ai trimis? Eu știu ce zice acolo.
Mamă, nu zic că a văzut ce am văzut și eu. Na, mă, ce ai văzut? Hai, leu, mamă! Bă, te dai la răgică mea. Uite cât culo ați ce? De aici, te dai la răgică. Du-te la Irina, marș. Până acum Irina, n-am mai contat Irina. Pentru emisiune orice, Paule. Pentru o sutuță. Când de toate seara n-ai spus că nu-ți mai faci relații în casă? La sigur, mă. Așa, zi. Stai, mă. Ce-ar face dacă l-ar lua cineva? Doamne, m-ai terorizat, omule, te bagi în sufletul meu! Mă, dar Marius? Cine-i Marius? Ce? Nu știu ce face Marius? Ia! Bă, omule, termin-o! Ții cu Marius? Ții cu Marius? Vezi cât te iau? Da, lasă-mă! Te mușc, da, dar nu mă mai atinge, gata! Dar nu-mi pe Sandra. Radu, te rog să nu mă mai atingi, gata, lasă-mă! Ei, ating eu! Am și eu o curiozitate, de ce ți-ai făcut iubit? De curiozitate, așa te întreb. A? Din pariu și că-mi place Radu. Doar că nu l-am putut avea pentru că n-am încredere în Radu. Pentru că Radu e gagicar și de-aia n-am avut încredere în el. Și l-am luat pe Marius ca a doua opțiune. De pup. Nu? Nu? Era un telefon, am deblocat telefonul, s-a uitat și la un moment dat i-l-am luat. Și n-am mai lăsat-o să se uite. Mai bine nu stăteam în cartela aia. Băi, dar nu, chestia asta o faci... De la asta v-ați despărțit? Băi, chestia asta o faci în momentul în care simți că persoana aia n-are încredere în tine, nu-ți oferă dar absolut nimic. Dar nu faci deloc chestia asta. Băi, dar nu cer, frate, eu niciodată, eu nici măcar nu mă uit. Nu mă uit la follow. Și deranjul meu a fost că tu în loc să vii să stai cu mine, să te bucuri de o oră cât avem până la tine la hotel, tu mă ieși, mă controlești, mă... A, totul s-a întâmplat pe drum când vă întorceați de la aeroport. A, nu puteai să explici, întâmplat în 2 minute. Ce să-i explici, mă? Dar ai cu cine? Că atâta cap are. Ce să-i explici? Nu vezi că încă în prostiile ei, în bazmele ei... În... Păi, dar nu vezi că ea, pentru ea a fost mai important să-ți verifice telefonul? Decât să... Bă, dar asta înseamnă că după 7 luni, dacă tu n-ai nici măcar un gram de încredere... După 7 luni? Bă, dar eu ofer chestia asta, eu ofer încredere până în momentul în care îmi greșești. Dacă tu îmi greșești mie după 7 luni de zile, atunci poți să vii, bă, nu mai am încrederea pe care am avut-o în tine până acum și acum trebuie să te controlezi sau să-mi demonstrezi după foarte bine. După aia au zis să arăt o conversație cu cineva și n-ai mai arătat cu ea. Ce? Conversația cu Maria. Când a spus că e și Maria la mijloc. Cu mine? Da. Conversația ce cu Maria. Ce conversație? Dar când am vorbit noi? Știi ce am eu cu tine în telefon? Atât când mi-ai zis că hai că m-ai turnat dacă e și am zis că nu s-aduce nimic în emisiune și atât. Când am vorbit noi atunci înainte să vorbească ea și să aducă mesajele alea. Păi și ai și ce, a întrebat cineva dacă tu ești motivul. A, și tu gen nu i-ai spus ei că noi am vorbit atunci. Nu i-am arătat. N-aveam ce să arăt. Păi de asta s-a supărat. Păi a întrebat cineva dacă tu ești motivul. Nu știu ce, că cine știe. Dar nu sunt eu motivul pentru ce. Ce idee are ea? I-am dat un mesaj după ce a adus asta, a început să vorbească, i-am zis că hai că mai turna dacă e și gata. Și eu m-a zis că mesajul ăla este problemat. Cine știe ce are în cap, că am înșelat-o, că am făcut, că nu știu ce... Auzi, nu mă băgați pe mine, că n-am nicio treabă. După vine și zice că eu o atac, că eu vreau să o pun jos. Lăsați-o pe Maria, că îmi pace, că n-are nicio treabă. Dacă vrei, dau și... Eu cu tine am ceva, înțelegi? Toți are impresia că eu cu tine am ceva. Spre ce vorbim, că în care, înainte să vin aici, mă culcam cu 3 pe noapte. Mă duceam de la una la alta și erau verișoare și... Era așa, m-am ajuns în punctul în care să mă duc acasă, să nu ating de niciuna. Dar nu te-ai gândit, poate caută motiv. Și să spui că Codruț-i eruzie, Codruț-i... Codruț, bine mă, lasă-l în... Codruț... Dacă s-a plictisit, mă, de tine și caută motiv. Ți-am zis, am pierdut în viața asta, mașini moarți, femei care au plecat, bani, l-am pierdut pe tata, nu e ceva ce se... Aia, supărat o zi, două, trei, dar nu mă... Tot... Și n-am vrut să... Mi-am luat bilet că am vrut să mă duc acasă. Și la ce? Măcar dacă mă duc acasă, salut și eu pe toată lumea frumos, cu mâi, pe voi, pe colegi, pe un alta. Și mă duc frumos capul sus, nu am intrat, înțelegi? Dar te-ai gândit că poate că automotiv? Uite cum a zis și Marius. Na, măi, prea că poasă ca să ieși, știi numai pe aia, înțelegi? Ce faceți pe acele momentul unde găsi? Păi azi ne îndreptăm. Adriana, Amira... Astea și Marian. Astea singure. Bă, vezi că Adriana într-o relație. Ai, că e într-o relație. De cozonac. Într-o... Bă... Hai mă, hai înăuntru. Deci, Mariana, Amira, Nadia... Și Nadia e. Păi Nadia nu e relație, mă. Glumeam. Nadia nici nu o să fie. Nici nu o să fie și nu e. Nadia și cine mai e liberă? Alexandra.
Alexandra, da, mă, uite de față. Momentul de față ce Alexandra. Bagă-te pe Alexandra. Da. Asta e? Dar faza că șterg mesajele cu aia de stă pe canapea acolo în fața mea, asta nu ți-am mai zis? Codruț face manevri cu Maria, Codruț este îndrăgostit în secret de Maria. Termină cu asta, nu mai avea 100 de fete. Ne-am îndrăgostit de ceea ce nu trebuie. Amândoi? Da. Cu mine nu merge prostia asta, mă! Băi, lăsați vrăjeala, bă! Băi, voi n-aveți suspans! Ia și vrăjeala ta, dă-i eu cui vrei tu, Mariane, că ea ți-o căcălește non-stop! Maria, te rog frumos să taci din gură când vorbesc cu Marinel. Oh. Nu mă interesează dacă vrea vorbesc. Tu ești o care gâzie, da? De ce ai intervii tu, mă? M-am ofticat eu că ne-am vorbit pentru că eu vorbeam cu el mai devreme. Că vreau. Vorbeam cu Marinescu. Tu crezi că Alexandra merită mai mult cecul decât Maria? Oricine, oricine mai mult decât Maria. Foarte mult o să o coste ce face acum, dar... Adică, să mă coste pe mine. Succes în ceea ce faci. Nu vreau să fiu ca aia acum. Lasă să spună ce vrea el și să vorbească dacă fix ce vrea el. Dacă nu, am vorbit... Nu am ce să vorbesc cu omănici pentru că... A, deja s-a vorbit, înțelegi? De lucrurile care deja s-a, așa... mi-au făcut atât de mult rău, n-am de ce să vorbesc. De lucruri... Ce rău ți-a făcut, mă? De lucrurile care... Telefonul, să-l controlezi. De lucrurile care asta s-a, e? S-a făcut asta atât e? De mult rău. Asta e? Da. Dar faza că aștepți mesajele cu aia de stă pe canapea acolo, în fața mea, asta nu ți-am mai zis? Da, ce mesaj? Asta nu ți-am mai zis, mă? Mai conversație cu noi? Da. Toată? Nu știu. Dar ce ai? Nu, nu mai are. Spune eu că nu mai are, că au șters-o amândoi. El a șters-o în fața mea și... Ba, mă, tu ce crezi că ăștia sunt împreună, pe ascuns sau ce? Ce ai? Am șters-o atunci când mi-ai zis prima dată. Ai șters-o? Nu, după aia. Care le știe, după aia. Mai ai? Unde da, cred. Nu, aia, să vă aduc, să arăt. A șters conversațiile cu toate persoanele cu care el a vorbit. Nu ți-a mai spus, nu? În fața mea, nu ochii mei. Ai văzut tu? Parcă ai zis că doar de Maria, a zis Adriana. Acum las, o dai la toate. Nu. Aștept vreo 5 conversații, că m-am uitat. Dar ce fel de pe Maria Alexandra? Lasă-mi face. Dar ce fel de persoană îți cere ție vreodată să-i dai telefonul? Că vii după și zici că Maria... Nu este vorba de telefon. În momentul în care eu am avut telefonul în mână, mi l-a smuls efectiv din mână. Efectiv mi l-a smuls, mai avea un pic și te lua cu mine la bătaie de la acel telefon. Foarte bine a făcut. O persoană care este corectă și sinceră și nu are nimic de ascuns, ia și controlează, iar îți fă-ți nebuneala și lasă-mă. O persoană care este corectă și sinceră nu cere alt telefonul partenerului său. Comănici, cu tine vorbeam, mai vrei altceva? Eu zic, nu, pentru nu vorbeam, dar eu vorbeam cu tine, Alexandra. Asta nu știam, uite, dacă vorbiți, se înțelege ușor, ușor și facem și noi așa o recapitulare. Da, am fost odată mințită, înșelată și făcută de la, pe la spate cu o persoană care îmi vrea rău din orice poziție. Ai altceva? Ai dreptate, da. Codruț face manevri cu Maria, Codruț este îndrăgostit în secret de Maria. Ce vrei să mai divulgi? Am zis eu asta? Păi, tu cam asta induci. Cam asta induci. Am zis eu asta, comunic. Ce mesaje putea să aibă? Am zis eu asta, comunic. Vai de capul tău. Băi, ce mesaje putea să aibă Codruț? Comunic, ce am întrebat, am zis eu asta? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.